Începem știrile cu o informație de ultimă oră. Un accident rutier grav s-a produs în localitatea Bălțați din județul Iași. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de prim ajutor și polițiștii rutieri. Conform datelor existente la această oră, se pare că sunt 7 persoane decedate, iar alte 3 persoane sunt rănite grav. Din primele informații, se pare că accidentul s-a produs între un camion, un autoturism și un echipaj de ambulanță. Cu mai multe informații vine chiar acum de la Centrul Infotrafic, domnul Alexandru Andronache. Bună dimineața! Bună dimineața! Într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, pe drumul național 28 Iași Târgu Frumos, în zona localității Țărca din județul Iași, într-o curbă, pe fondul unui carosabil uscat, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autocamion, o ambulanță și o autoutilitară. În acest moment s-a confirmat faptul că 7 persoane sunt decedate, alte 3 persoane, cele din ambulanță, sunt transportate la spital, sunt stabile. La fața locului, în momentul de față, acționează încă echipaje medicale, dar și polițiștii care efectuează cercetarea la fața locului și traficul rutier se desfășoară alternativ pe un fir dirijat de colegii noștri polițiști de la fața locului. Celelalte persoane rănite sunt în stare gravă? În ce stare se află? Nu știm în acest moment. În acest moment cert este că cele 3 persoane sunt transportate la spital, sunt sub evaluare medicală și urmează ulterior să se confirme dacă este vorba despre răni ușoare sau răni grave. Cumva între victime sunt și copii? Nu avem aceste date în momentul de față. Cert este că între cele 7 persoane decedate sunt persoane din autoutilitară și șoferul camionului. În ambulanță, am înțeles că a avut loc acest accident în care a fost implicată și o ambulanță. Această ambulanță era în misiune, avea semnalele acustice luminoase în funcțiune? Acest lucru se va stabili în urma cercetării la fața locului. În momentul de față nu avem aceste informații. A fost cumva nevoie sau va fi nevoie de intervenția, elicopterului SMURD? Nu, pentru că ați spus că deja persoanele sunt transportate la spital. Exact, cele 3 persoane deja sunt transportate la spital. La fața locului nu a fost un elicopter SMURD. Nu se știe dacă șoferii consumaseră alcool, bănuiesc că pe autoutilitară, pe ambulanță, nu cred că era cazul, dar dacă aveți... Toate aceste date vor fi stabilite în urma cercetării la fața locului. Spuneți că traficul este restricționat și se circulă pe un singur fir. Va dura această situație? În acest moment traficul este restricționat, așa cum am spus și ceva mai devreme, pe un fir alternativ dirijat de polițiști de la fața locului. Ce rute alternative au șoferii în zonă astfel încât să nu treacă pe acolo? Sunt drumuri județene care fac legătura între Iași și Târgu Frumos, deci există varianta să ocolească, cu toate că în momentul de față valorile de trafic nu sunt atât de mari pe drumul național 28, însă le recomandăm șoferilor să opteze pentru drumurile județene care transitează Iași și Târgu Frumos. Totodată spuneați că era un carosabil uscat, așadar cauze nu se cunosc exact, ar putea fi vorba de o depășire neregulamentară sau cam ce variante se iau în calcul? În acest moment, așa cum a spus, polițiștii efectuează cercetarea la fața locului, nu putem face presupuneri cu privire la cauzele producerii evenimentului rutier. Mai există la această oră și alte evenimente pe șoselele din țară, alte porțiuni în care traficul este restricționat? În acest moment nu, doar pe drumul național 67C se circulă în condiții de iarnă între Novaci și Rânca, deci spre stațiunea Rânca se circulă în condiții de iarnă, însă se circulă, traficul nu este restricționat. Da, mulțumim frumos, Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic a fost în direct alături de noi. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc informația a momentului. Accident rutier grav în localitatea Bălțați din județul Iași. Așadar, se pare că vorbim despre 7 persoane decedate și alte 3 persoane aflate în stare gravă, care sunt chiar acum transportate la spital, după cum spunea reprezentantul centrului Infotrafic. Acest accident ar fi avut loc după ce un camion, un autoturism și o ambulanță
s-au ciocnit la fața blocului, așadar se fac cercetări la această oră. Nu se cunosc deocamdată circumstanțele producerii acestui accident. Este restricționat traficul pe DN28 Iași-Târgu Frumos în zona localității Sârca. Așadar, doamnelor și domnilor, informația momentului: accident grav în județul Iași.